Noul preparat furajer a fost supus mai multor teste pentru a studia impactul în dieta animalelor. Specialiștii au descoperit că înlocuirea uleiului vegetal nu are efecte negative în creșterea porcinelor, ba chiar se potrivește profilului nutriționist. Dincolo de valoarea sa nutritivă, uleiul de insecte are beneficii pentru mediu datorită acizilor grași produși, iar asta înseamnă reducerea emisiilor de carbon cu 80% comparativ cu utilizarea undelemnului vegetal. Inițiatorii proiectului reciclează produsele agricole din amidon pentru a hrăni larvele de muscă soldat negru, creând astfel o economie circulară. Odată ce larvele ating o anumită etapă în dezvoltare, proteinele și uleiul sunt extrase pentru utilizarea în alimentația animalelor și peștilor. De o astfel de dietă ar putea beneficia peste 20 de milioane de purcei până în 2026, ceea ce demonstrează rolul strategic pe care îl pot avea insectele în industria durabilă a furajelor.